Oamenii au folosit mai multe produse și ingrediente pentru a-și menține părul și scalpul sănătos. Unele dintre aceste ingrediente au fost cele care sunt ușor disponibile în bucătărie și acasă, iar un astfel de ingredient este laptele covăsit. Ce este laptele covăsit? Laptele covăsit, cunoscut în vechime sub denumirea de lapte gros, are o tehnologie de producere extrem de simplă, în mod tradițional, spre deosebire de cel bătut sau prins. La obținerea lui se folosește drept maia o bucată de coajă de pâine, preferabil neagră. Timpul de covăsire este variabil în funcție de temperatura înconjurătoare și de tipul de lapte folosit. Laptele covăsit este un ingredient bun pentru corpul tău și de asemenea pentru păr. Îl poți adăuga la măștile de păr sau îl poți aplica direct pe păr și pe scalp și îți va oferi rezultate grozave. Cu toate acestea, aplicarea prea des se poate dovedi a fi dăunătoare. Mai mult, din cauza naturii sale acide, cașul s-ar putea să nu fie o opțiune foarte bună pentru tine, potrivit doctorul zilei.ro. Iată care sunt beneficiile și efectele secundare ale aplicării laptelui covăsit pe păr și scalp. 1. Ajută la controlul mătreții. Mătreața poate fi cu adevărat supărătoare și nu toate produsele ar putea funcționa pentru tine. Cu toate acestea, puteți folosi laptele covăsit pentru a controla mătreața. 2. Ajută la creșterea părului. Când scalpul tău este sănătos, ajută la creșterea părului sănătos. Laptele covăsit are biotină prezentă în el care promovează creșterea părului. 3. Ajută la netezirea părului. Acest aliment minunat ajută la hidratarea părului și netezirea părului. De asemenea, poate ajuta la descălcirea părului, dar și la repararea părului deteriorat. Efectele secundare. Folosirea laptelui covăsit pe păr poate avea de asemenea efecte secundare și este important să faceți un test de plasture înainte de a-l aplica pe păr și scalp. Acest ingredient este de natură acidă și poate provoca iritații. În plus, dacă sunteți alergic la lapte și alte produse lactate, utilizarea lui poate provoca alergii.